Un dicționar este o operă lexicografică de cuvintele unei limbi, al unui dialect, al unui domeniu de activitate sau al unui scriitor, organizate într-o ordine de la A la Z și explicate în aceeași limbă sau traduse într-o limbă străină. Acesta este cel mai răspândit dicționar în limba română, dicționarul explicativ școlar de a Știința. La moment este ediția 4, care a fost creată în anul 2015 și are 472 de pagini cu 13.000 de cuvinte, titlu din fondul de bază a limbii române cu 20.000 de sensuri. Acest secționar este destinat școlilor de cultură generale, a ceilor, oferindu-i fiecare elev un instrument sigur de orientare, spre care se îndrepte cu încredere ori de câte ori va dori să cunoască mai bine sensul unui cuvânt. Ca exemplu, am extras cuvântul, am extras substantivul diftong, aici putem vedea, aici avem cuvântul în bold, apoi putem vedea forma lui de plural, deci forma de plural a diftongului va fi diftongi. Mai departe avem abrevierile, care ne spune mult despre cuvânt, cum ar fi că S înseamnă substantiv și M înseamnă masculin, deci cuvântul va fi un substantiv la masculin. După aceea avem însăși definiția cuvântului, iar mai departe avem originea lui. Deci putem observa că cuvântul provine din franceză și că se pronunță diftong. Un alt exemplu avem verbul a hipnotiza. Aici avem din nou cuvântul în bold, apoi conjugarea sa la prezent la persoana întâi, deci va fi eu hipnotizez. Mai departe putem vedea abrevierea VB, ceea ce înseamnă că acest cuvânt este un verb. După aceea avem explicația cuvântului, dar de data aceasta vedeți că 1 și 2 înseamnă că are mai multe sensuri, primul sens fiind 1 și al doilea sens fiind 2. Aici vedem că hipnotiza provine la fel din, france din franceză și va fi pronunțat hipnotizea. În final pot spune că acest dicționar este perfect pentru persoanele curioase și care doresc să afle mai multe despre sensul cuvintelor și îi recomand uh, tuturor elevilor de toate vârstele. Mulțumesc!